Salutări din București și bine ați venit pe Încă Ceva. Numele meu este Marius, iar pentru cei care nu știu acest canal, pe Încă Ceva există foarte multe chestii legate de entertainment, recenzii de filme, carte, jocuri, seriale și multe, multe altele, prin legare și niște podcasturi, nerd news and stuff. Și e și în engleză ocazional. Dacă vă place genul ăsta de conținut, mai nerdiș, mai geekiș, mai diferit față de cavalcada de cataclisme naturale de pe YouTube românesc și Crypto Bros și mai știu eu ce alte nenorociri, aici ați găsit genul de conținut. Așa că, fără să pierd timpul, haideți să vorbim despre cel mai recent film pe care l-am văzut la cinema, și anume Shazam! Fury of the Gods. Așa că, hai să începem. Shazam! Fury of the Gods, partea a doua a lui Shazam de acum vreo 4-5 ani. Primul film scos de DC sub noua titulatură a lui James Gunn, băgat acolo printre ele. Un film la care m-am dus cu așteptări foarte joase, trebuie să recunosc chestia asta. Primul Shazam mi s-a părut pur și simplu un film, meh, said list. Nu a fost nimic extraordinar la el, pentru că încerca să fie foarte multe chestii, ăsta e adevărul. Aveai senzația pe parcursul filmului respectiv că își dorește să fie parte din DCEU de la vremea respectivă, dar era extrem de contrastant în abordarea pe care o avea în ton și în acțiune și în felul în care era filmat și în dialog și tot. După care apărea pe piață în momentul ăsta în care Zack Snyder tocmai ieșise, fusese flopul cu Justice League, era foarte în limbo. Și atunci filmul ăla săracu, din păcate, sărmanul film, ca să zicem așa, a ieșit într-un moment foarte nepotrivit și din păcate a fost și victima studioului și a deciziilor de la vremea respectivă. Chiar dacă în momentul de față ca producători pe filmul ăsta apar în continuare Walter Hamada. E încă el producătorul pentru film. Chiar dacă sunt aceiași producători, aceiași regizori, de fapt filmul e cu totul diferit. Ce o să spun? Cum adică, mă? Adică nu mai e funny? Ba da, ca și celălalt film, e foarte light-hearted, dar se simte o coezivitate narrativă mai bună în filmul ăsta. Pentru că dacă există o parte foarte bună, și acum intrăm în părțile bune și forțele reale filmului, partea cea mai bună a filmului ăsta este faptul că reușește să mențină tonul și ritmul pe întreg parcursul filmului, nu încetinește, nu are momente în care te pierde, e pur și simplu îți livrează tot ce trebuie să livreze pentru a spune povestea asta și atât. Între timp explorează trăirile astea lăuntrice, emoționale a eroilor noștri și nu, asta e foarte bine pentru că le explorează în contextul macro-narrativei pe care o prezintă. Și atunci nu funcționează. Nu vă imaginați că este pace și război, război și pace sau mai știu ce, frații Karamazov și mai știu. Nu, ăsta este un film simplu sau cu teme simple, explorația asta de familie, de apartenență pentru personajul nostru, dar în același timp este super light-hearted, are foarte multe gag-uri care și aterizează de foarte, foarte, foarte multe ori. O să vedeți o scenă cu scrisoarea, două scene cu scrisoarea care de land. Adică nu e nimic super complicat în filmul ăsta, este un mini Top Gun, dacă vreți. Adică la nivelul ăla de, sincer, nu în sensul că Top Gun și el se compară, ci în sensul că dă ce trebuie să dea privitorului, spectatorului din sală, fără să exploreze nenorocirea de cu cine din nou. Nimeni nu încearcă să te convingă că trebuie să votezi cu cineva, nimeni nu-ți spune că ești rău sau ești bun pentru că crezi sau nu crezi ceva. Totul este foarte basic, foarte entertaining. Ăsta e cuvântul. De altfel, cea mai bună parte a filmului ăsta este valoarea sa de entertainment și este super family friendly. Dacă ar fi să-l pun în context, a spune că este un film din anii 90, adus în 2023. Nu ca efecte speciale, pentru că din nou arată și mai bine decât precedentul efecte speciale, e totul puțin mai sus față de filmul precedent, deși bugetul nu a fost cu mult mai sus. Celălalt a fost, dacă nu mă înșel, 80 de milioane, a fost undeva la 100 de milioane, deci they nailed it, ca să zic așa. Dar toată lumea joacă, e ok, aș spune. Lucy Liu poate putea să fie puțin mai bună, dar nu e neapărat că, iar ăla e range-ul ei, că n-a fost niciodată mai sus. Te uiți la Charlie's Angels, te uiți la Sally McBeal. That's her, știi? Nu e ca și cum se duce, poate se putea duce mult mai sus de atâta. Dar overall, filmul funcționează. Acum, este o fază cu, să zic, o fază cu Skittles, care funcționează până la urmă. Adică, m-am uitat la filmul ăsta și pe tot parcursul filmului eu am fost entertained. E un film de 6,8, dacă vrei să fii sincer cu el. Dar e la nivelul ăsta de mă uit la ceva, mă bucură, râd și am o secundă de disbelief să intru în lumea asta, fucking works. Aș spune că, și aici o să vă zic că sunt două post-credit scene-uri, alea nu contează realmente cu adevărat, nu se știe dacă o să rămână Zachary Levi în rolul ăsta, adică nu se știe absolut nimic despre ce se întâmplă mai departe vis-a-vis de asta. Există și un cameo la un moment dat a unui personaj care, la fel, sincer, tras de păr, da? E foarte fun. Dacă elimini tot ce leagă de fostul sau următorul DC Universe, filmul e mult mai bun. Adică funcționează foarte bine în contextul său. În momentul în care încerci să legi, să faci, să-i dai continuitate și mai departe, acolo își pierde puțin din energie. De exemplu, sunt câteva faze foarte drăguțe când personajul Billy,
practic, și cu Shazam, faptul că Billy când se transformă stă așa cu fața, da? Și când se transformă, Shazam e așa. Adică sunt niște chestii de small snippets of logical things acolo. Dar overall filmul funcționează. Dacă există un lucru fundamental bun la el, it's entertaining value. Și dacă există un punct fundamental greșit la el, nu, nu există. Asta e faza. E un film de date? Da. E un film de cuplu 100%? E un film de familie? Da, 100%. E un film light, popcorn-y, de văzut la cinema? Da, 100%. E cel mai bun film din istoria omenirii? Niciun caz. Actoria e cea mai bună din lume? Niciun caz. Regia e cea mai bună din lume? Niciun caz. Funcționează pur și simplu, e fun. Știți cum e la melodie când spune acolo tempo? Știi? Ăsta este allegro. Pe tot parcursul filmului, filmul merge înainte, it pushes the narrative. Cea mai frumoasă parte a filmului ăsta a fost faptul că toată povestea este coezivă, ce spuneam și la început. Adică am intrat în film, urmăresc firul narrativ, setup-ul este făcut, urmăresc firul narrativ, m-am dus până la sfârșit, pay off, fuck off, go home. Genius, să zic așa, din punctul de vedere. Mi-a plăcut foarte mult filmul, evident, în contextul cât de mult poate să-ți placă Shazam, da? Dacă mi-a întrebat prietenii mei care au copii și ei, mai mari ca ai noștri, m-a întrebat la ce film să mergem weekendul ăsta, a spune să merg la Shazam. Și dacă ar fi un cuplu care la fel vor să vadă un film împreună, aș spune la ce să se ducă, aș spune la Shazam. Dacă go, check that motherfucker out. Acestea fiind spuse, dragii mei, vă mulțumesc vouă, le mulțumesc celor pe Patreon, cer în comentarii încă ceva, fără de voi ce va fi absolut imposibile și evident, urmează și un post credit scene. Știai că Shazam, de fapt, e adevăratul Captain Marvel? De fapt și de drept, numele de Captain Marvel a fost dat eroului cunoscut astăzi ca Shazam, înainte ca Marvel să-l folosească pentru Captain Marvel-ul lor. Pentru mai multe astfel de informații, intrați pe Intre Ceva și dați subscribe!